stătea ore în șir nemișcat într-un colț al bisericii. La un moment dat, îngrijitorul lăcașului l-a întrebat ce îi spune Dumnezeu. Dumnezeu nu spune nimic, doar ascultă, a urmat răspunsul. Bine, atunci ce îi spui tu lui? Nici eu nu spun nimic, doar ascult. Troparul este forma cea mai veche și fundamentală a poeziei imnografice liturgice. În limba greacă, troparul respectă ca formă legile compoziției poetice. Ritm, rimă, număr de silabe. Prin traducerea în română este redat în proză, respectându-se fondul în dauna formei. Denumirea de tropar se dă astăzi unor compoziții imnografice izolate care prezintă pe scurt și cântă chipul sau icoana vieții unui sfânt, ori descriu sensul și importanța unui eveniment din viața Mântuitorului sau din istoria Sfânta Mântuirii care se comemorează în principalele sărbători din cursul anului bisericesc.